Vechile lăcașuri de cult ale orașului împletesc armonios trecutul cu prezentul, istoria și arhitectura cu spiritualitatea, dar fiecare dintre ele ascunde dincolo de ziduri o lungă poveste. Ne aflăm în Biserica Sfântul Nicolae Vechi din Constanța și acest apelativ de vechi, să știți că nu ține decât de istorie. Nu este vorba de vreo altă denominațiune creștină, nu e vorba de vreun alt calendar, ci pur și simplu în Dobrogea, după războiul de independență, au început să se ridice biserici, pentru că până atunci era în vigoare legea Imperiului Otoman, conform căreia nu avea voie să se ridice nicio turlă a bisericii mai mult decât înălțimea unei geamii. Și de atunci, după războiul de independență, fiecare comunitate a început să-și facă loc, să-și facă câte o biserică. După revenirea Dobrogei la țară, toate comunitățile din Constanța, și nu erau puține pe atunci ca și acum, doresc să își ridice lăcașuri de cult din materiale durabile. Sigur că dezvoltarea fără precedent a orașului, sosirea unor administratori de excepție, o lume care vroia să construiască într-un loc unde totul era de construit, îndeamnă toate comunitățile către asemenea gesturi. Nici comunitatea bulgară, pe teritoriul căreia se afla atunci locul pe care s-a clădit Biserica Sfântul Nicolae, nu face excepție din acest efort constructiv. Comunitatea bulgară dorește să-și ridice o biserică, dar întâmpină rezistența autorităților locale, în primul rând datorită vecinătății care implica un gest și o atitudine pioasă. Este vorba despre proximitatea cimitirului musulman, vechiului cimitir musulman, care se află pe actualul teritoriu al catedralei și sigur că se considera că o biserică lângă un cimitir musulman nu este indicată. Autoritățile își schimbă însă punctul de vedere în momentul în care amplasează chiar pe acest teritoriu catedrala, după ce se oscilase între mai multe amplasamente posibile. Comunitatea bulgară sigur că revendică terenul, autoritățile înclină să nu confirme această apartenență. În cele din urmă, după lupte seculare care au durat câțiva ani, se decide această atribuire, iar Biserica bulgară este ridicată. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comunitatea bulgară construiește pe strada Maior Gheorghe Șonțu biserica, prima școală bulgară și casa parohială, unde se află și astăzi sediul comunității. Aici, la malul mării, comunitatea bulgărească din acea vreme și-a ridicat această biserică pe o temelie clasică, pe bolovani, cum se numește în arheologia veche, și a așezat biserica aceasta cu primul hram, Kiril și Metodiu, în amintirea celor doi creștinători ai populației bulgare. Comunitatea bulgară ridică această biserică
Este, desigur, o biserică foarte frumoasă, care își găsește și zugrav pe măsură. Este vorba despre un reprezentant al familiei Ioanit, Pan sau Pandele Ioanit, cel care va face și pictură laică și astăzi figurează ca un nume de bună calitate printre ofertele de licitație ale țării. Pan Ioanit avea o experiență bogată, de altfel majoritatea pictorilor din acea vreme realizau deopotrivă pictură de șevalet și zugrăveala unor biserici. Era un demers pentru care se pregăteau, făceau cursuri speciale, dar încercau să adapteze noua viziune asupra picturii, viziunea atmosferizată, cu hieratismul artei bizantine. Cu timpul, datorită faptului că era chiar în vecinitatea catedralei, apoi zona s-a mai dezvoltat către nord, cetatea a rămas, cetatea veche, puțin într-un con de umbră și biserica armeană era într-o parte, biserica romano-catolică în partea cealaltă, biserica grecească, schimbarea la față, ceva mai la nord și, așa cum am spus, catedrala în sud. Era o concentrare foarte mare de lăcașuri de cult, dar încet, încet s-au așezat lucrurile. Trebuie să ne amintim faptul că atunci comunitățile erau adunate pe cartiere numite în acea vreme mahalale, fără a implica un termen peiorativ, și că erau nenumărate asemenea mahalale în zona veche a orașului, începând cu cea turcă, tătară, evreiască, armenească și așa mai departe. Deși bombardamentele din cel de-al doilea război mondial fac ravagii printre clădirile orașului, Biserica Albă rămâne întreagă și asta îi aduce pentru câțiva ani titlul de catedrală. În 1941, când pe altarul catedralei a căzut o bombă, 3 ani de zile cât au durat lucrările la refacerea catedralei, această biserică, Sfântul Nicolae, care deja a început să-și primească alt nume după transferul de populație din 1941, bulgarii și-au recuperat din cadrilater tot ceea ce am lăsat noi acolo și au lăsat aici tot ceea ce a rămas în folosința Bisericii Ortodoxe Române. Și 4 ani de zile aproape această biserică a fost catedrala orașului, după care și-au intrat iar într-un anumit rind de funcționare. Trecerea bisericii la cultul ortodox român a necesitat o refacere a întregii picturi, cu schimbarea inscripțiilor care inițial erau în limba bulgară. Biserica Sfântul Nicolae vechi, sigur că este refăcută. La un moment dat se cunoaște și lucrările de restaurare efectuate de Ion Mușceleanu, care era de altfel un pictor bine cotat în perioadă. Biserica a trecut însă și prin perioade cu ani grei, în care a fost închisă, iar slujbele erau oficiate la Sfântul Nicolae, hramul bisericii. Mai mult, ea a suferit schimbări radicale, fiind pusă în slujba unui alt cult. Vremurile anilor 50, în 1952, venind frații sovietici pe strada care în spatele nostru acum se numește Revoluție, din 21 decembrie, atunci se numea strada Marx și nu degeaba, au închis această biserică, au spus că este prea mult pentru un spațiu atât de mărunt.
Și în această biserică, 50 de ani, aproape s-a slujit doar cu intermitențe. În 1961, atunci când s-a ridicat sala sporturilor din Constanța, această sala sporturilor s-a ridicat peste biserica evanghelică. Acum vă imaginați că n-a dat-o nimeni jos, a căzut aproape singură atunci când au început lucrările, decât că frații noștri germani din comunitate aveau putere ca la Haga să mai spună câte ceva și orânduirii comunistei a fost jenă de așa ceva să nu cumva să se audă și i-a chemat imediat, erau vreo 100 de familii la început și le-a dat în folosință această biserică. Rugămintea lor a fost să dea pictura jos pentru că nu se cădea cultului evanghelic confesio augustana, să dea catapeteasma la o parte pentru că trebuia să aibă soleia cum o au anglicanii și cum o au toți din lumea catolică. Și această biserică, în vreo 10-15 ani, slujind, să spunem așa, intereselor evanghelicilor, aceștia și-au dat seama că sunt prea puțini ca să o mai întrețină. Zidurile deja erau destabilizate de cutremurile din 40, apoi din 77 și încet, încet au spus că ei nu pot să o mai întrețină, drept care cam prin anii 70 a fost închisă definitiv. Câțiva ani de zile s-a slujit în această biserică decât de hram de Sfântul Nicolae pe 6 decembrie, până când în 1987 părintele pe atunci protoiereu al Constanței, Voicu Neculai, actualmente preot la Biserica Sfânta Maria, a avut curajul să intre și să înceapă niște lucrări de renovare. A renovat-o, mai rămăsese doar de pictat. Dar venind Revoluția, au venit și alte perspective. Eu am găsit biserica aceasta în așteptare pentru că un alt preasfințitor, arhiepiscop Lucian, m-a trimis aici, eram diacon la catedrală, și m-a trimis aici să mă ocup de studenți. Aveam facultatea de litere și teologie pe atunci și studenții simțeau nevoia de o capelă și au folosit-o împreună cu mine, această biserică, pentru a sluji intereselor studenților. Decât că acești studenți între timp s-au mărit, au început să se cunune și aveau nevoie de un lăcaș, au început să se nască copii în familiile lor și au avut nevoie să-și boteze copiii și încet, încet această biserică a început să întinerească în cel mai frumos sens al cuvântului. Acum, după, iată, atâția ani, din 1995 sunt aici preot paroh, putem să numărăm foarte mulți copii care au apărut în familiile de care v-am spus, ale tinerilor. Avem o medie de vârstă foarte, foarte tânără și biserica, în forma în care o vedeți acum, a fost pictată între anii 1996-1998 de către o comisie de pictori de la București, în frunte cu domnul pictor Mihail Fordea, ajutat de Vlad Florin și de niște ucenici, cu care, iată că în 2 ani și jumătate, 96-98 la sfârșit, s-a făcut și pictura acestei biserici. Nu am mai găsit frescă veche din vremea începuturilor, pentru că deja lucrările de restaurare și de reconsolidare au măturat foarte multe urme. Încercările succesive de a reveni asupra picturii și chiar repictarea au dus la veșmântul strălucitor pe care biserica îl are astăzi. Pictura în stil bizantin este executată în frescă în culori vii. Registrele înfățișează scene biblice. Biserica albă cu trei turle semețe a păstrat caracteristicile stilului arhitectonic românesc. Este de tip cruce și plan triconc, cu pridvor sprijinit de stâlpi, pronaos, naos cu două abside laterale și altarul format în a treia absidă din extremitatea estică. În
Întregul ansamblu este plăcut, cald și armonios, atât la interior cât și la exterior. Timpul nu i-a știrbit deloc frumusețea. Acum, Biserica Sfântului Nicolae Vechi își poartă acest nume, nu este numerotată Biserica Sfântului Nicolae 1, 2 sau 3, ci pur și simplu a rămas ca mărturie istorică a faptului că după ce ne-am câștigat independența, iată, comunitățile au început să simtă un anumit duh de libertate. Dar, vă spun, prevăd că în timp această biserică va deveni un etalon de vechime și nu ținem neapărat ca zidurile să fie un etalon, ci așa cum se simte să fie un etalon de trăire. Astăzi, sigur că ea se află în zona istorică a orașului, este frumoasă, este strălucitoare, de proporții armonioase și este una dintre bisericile intime ale orașului nostru, construite, desigur, tocmai pentru a polariza credincioșii din această zonă. Peninsula, cea care rămâne identitatea orașului nostru, încă mai poartă clădiri emblematice, străzi și nume care au scris istorie și povești, de care ne vom aminti mereu cu plăcere, iar Biserica Sfântul Nicolae Vechi face parte dintre ele. Sărbătorile frumoase aduc cu ele lucruri asemenea. Iubitorii artelor plastice sunt invitați în această lună la Galeria Uniunii Artiștilor Plastici, care găzduiește cea de-a patra ediție a Salonului de Plastică Mică, ce cuprinde lucrări de grafică, pictură, sculptură, ceramică și obiecte decorative. Anul acesta deschidem seria de expoziții din cadrul acestei galerii cu o expoziție de plastică mică. După cum bine știți, anul trecut, în programul expozițional al filialei noastre, am avut un program bine susținut, însă în mod special desfășurat în Galeria Ion Niconin. Începând cu acest an, ca urmare a adunării generale pe care Filiala Constanța a avut-o acum o lună de zile, s-a hotărât ca în această jumătate de galerie, jumătate de spațiu, să desfășurăm activități expoziționale ale filialei noastre cu tematică aplicată pe evenimentele ceea ce se vor desfășura și derula de-a lungul anului, astfel încât din galeria de artă din centrul Constanței să avem o activitate susținută, să atragem publicul prin evenimentele pe care le vom crea aici. Expoziția Salonul de Plastică Mică, care deja se află la a patra ediție, un salon la care ținem foarte mult, pentru că el se mulează pe această perioadă care înseamnă sărbătorile pascale și pot oferi publicului constanțean o varietate de obiecte, de lucrări de artă, de plastică mică, care au
posibilitatea și pot deveni, eu știu, cadouri pentru cei dragi. 27 de artiști, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici, filiala 1 Constanța, dar și alți invitați din țară își exprimă astfel, fiecare în felul său, meditația personală raportată la lumea înconjurătoare. Dar expoziția aduce în prim plan câteva simboluri creștine legate de sărbătoarea Paștelui, care semnifică puterea de înnoire spirituală. În această expoziție avem 27 de participanți, 24 din Constanța, membrii ai filialei noastre, și 3 artiști din țară, artiști care sunt bine cunoscuți publicului pentru că ei sunt prezenți în galeria noastră an de an prin lucrările pe care le expun spre vânzare. Avem, după cum o să vedeți, lucrări de pictură, grafică, artă decorativă, ceramică și sticlă, mozaic. Deci am putea să spunem că acoperim o gamă destul de largă în ceea ce înseamnă arta plastică, arta decorativă, forme de expresie pe care artiștii noștri, pe care îi cunoașteți foarte bine, au plăcerea și bucuria de a vi le oferi spre alea. Am să vă enumăr artiștii participanți la această ediție. Ei sunt Gheorghe Caruțiu, pictură, Mariana Constantinescu, instalație foto, Mircea Costea, pictură, Marin Deaconu, mozaic, Anca Deaconu, tehnică mixtă, Horia Fărcașu, ceramică, Ștefan Fircă, grafică, Gheorghe Fircă, pictură, Vasile Filip, metal, Gheorghe Constantin, obiect, pictură, Petre Grăjdeanu, sculptură, Isopescu Alexandru, ceramică, Isopescu Maria, ceramică, Sever Justian, pictură, Efrim Lafme, pictură, Leon Tenestase, grafică, Laura Macri, pictură, Petru Manea, ceramică, Victor Rădulescu, pictură și tehnică mixtă, Eusebio Spunu, ceramică, Constantin Papadopol, obiect, Mihaela Onesa, pictură, Daniela Țurcanu, pictură, Sabina Voina, grafică, Tămâian Ioan, sticlă, și el este artist din Sibiu, Cristian Radu, Brăila, grafică, și Daniela Stancu, București, pictură, obiect. Acestea sunt participanții din acest an ai Salonului de Plastică Mică. Salonul de Plastică Mică este o expoziție complexă, pentru toate gusturile, și care relevă forța unor artiști consacrați, dar și prospețimea unor noi viziuni. Cu această ocazie vreau să vă invit încă o dată să vizitați galeriile de artă ale filialei Constanța 1 din Stranașa Facel Mare, un spațiu destinat obiectelor de artă plastică și decorativă, unic în Constanța, prin calitatea lucrărilor lor. Aici aveți ocazia să achiziționați lucrări din toate domeniile, grafică, pictură, tapiserie, sticlă, metal, ceramică, absolut din toate zonele, și să vă bucurați, prietenii și apropiații, printr-un cadou de bună calitate care să vă ambienteze spațiul și interiorul noastră de acasă. Obiectele de artă sunt nu doar o simplă investiție, ele reprezintă posibilitatea de a exista alături de ceva special care îți încântă privirea și te face să te simți bine. Să nu uităm că întotdeauna lângă noi există artiști care ne pot face viața mai frumoasă cu lucrările lor pline de simboluri și subînțelesuri.
natura moartă rămâne un loc privilegiat în operele marilor pictori. De aceea, de 8 ani, la Muzeul de Artă din Constanța, primăvara începe cu expoziția colectivă intitulată Scara cu flori, care celebrează într-un mod fascinant acest anotimp și reprezintă totodată un omagiu adus pictorului Ion Lucian. În această minunată zi de sărbătoare, nu puteam să vorbesc despre altceva decât despre o expoziție numită Scara cu flori. Expoziția deschisă la Muzeul de Artă din Constanța se află la 8-a ei ediție și se inspiră din opera lui Ștefan Lucian, marele pictor al florilor din arta modernă românească. Una dintre capodoperele lui Ștefan Lucian chiar se numește Scara cu flori și a fost pictată în interiorul agreabil al curții sale, într-una dintre ultimele locuințe pe care le-a avut marele maestru, în momentul în care se deplasa cu greu la peisaj. Se știe că o boală incurabilă l-a țintit pe Lucian la pat, obligându-l în cele din urmă să-și lege chiar și pensula de mână, iar în ultimele luni de viață chiar îi spunea unui nepot de-al său, Traian Cornescu, ce să lucreze și ultimul accent de lumină îl punea totuși el. În această perioadă, nimic din suferința sa fizică și psihică nu transpare în operă. Opera sa are o luminozitate extraordinară, are o culoare adusă la maxima plenitudine, este întemeitorul modernității românești, este pictorul care a știut să redirecționeze generațiile de artiști care au venit după el către esența substanței picturale, către acel crez de autenticitate care l-a însoțit toată viața. Iar generația următoare de artiști a fost formată din Nicolae Tonița, cel care i s-a declarat discipol și care l-a admirat enorm. De altfel, Tonița l-a și cunoscut pe Ștefan Lucian, a fost odată să-l viziteze pe vremea când era grav bolnav. Din Ștefan Dimitrescu și Francisc Șirato, trei pictori din grupul celor patru, alături de ei se afla și sculptorul Oscar Han, care au vrut să facă prima mare retrospectivă postumă a operei lui Ștefan Lucian, spunând, scriind, gândind și pictând în interesul și în siajul operei acestui foarte mare creator. Sigur că este firesc faptul că și peste 100 de ani, iată, s-au scurs mai bine de 100 de ani de atunci, creatorii să recurgă tot la universul său pictural spre a-și căuta izvoarele de legătură cu tradiția și cu trecutul, spre a-i valorifica opera prin intermediul unei creații care, iată, își propune ca temă fundamentală natura moartă. Natura moartă este unul dintre genurile artei care a ajuns târziu la independență pentru că au apărut multe flori în compoziții, dar flori în sine, pentru frumusețea și luminozitatea lor, au început să se picteze de-abia către sfârșitul secolului al XVII-lea în Europa, mai ales în zona flamando-olandeză și în Italia. Și de atunci natura moartă a ocupat un loc privilegiat în operele tuturor marilor creatori. Lucrul este valabil și pentru arta românească, acolo unde, alături de Ștefan Lucian, cel pe care deja l-am invocat, minunate flori au făcut și cei care l-au precedat, iar cei care l-au precedat au asemenea nume glorioase, precum Nicolae Grigorescu sau Ioan Andreescu. Sub imperiul primăverii și inspirați de capodopera lui Lucian, artiștii constanțeni, reuniți în această expoziție, au pictat cu bucurie și talent lucrări pline de forță, culoare și lumină. Expoziția de față
reunește așadar picturi inspirate de primăvară, picturi care s-au realizat de către artiști care au gândit la opera lui Ștefan Lucian, chiar dacă nu sunt întotdeauna flori în toate aceste lucrări primăvăratice și exuberante. Avem o manifestare de o foarte frumoasă calitate, pentru că, iată, pictorii s-au lăsat liber în voia bucuriei de a picta, realizând, al asemenea lui Ignaț Ștefanov, seismograme ale acestei bucurii extraordinare prilejuite de schimbarea raporturilor și a calității luminii, pe de o parte. Pe de altă parte, există lucrări făcute sub imperiul primăverii, în care de obicei este referința la o floare. La o floare sau la un chip de fată, la o floare sau la un peisaj înflorit, la o floare sau pur și simplu la această renaștere pe care o presupune primăvara. Avem așadar lucrări realizate de Niță Manolescu, o foarte frumoasă floare în interior și o lucrare de grafică de o prospețime și de o simplitate dintre cele mai alese. Alte opere semnate de Doina Misian, în care fantezia ei găsește suport de enunț tocmai în tema florii. Avem lucrări în care traseele energetice și solare sunt inspirate de primăvară, este vorba de lucrările lui Adrian Chilipirea. Avem alte lucrări de pictură în care, de pildă, Constantin Grigoruță încearcă să abstractizeze și să simplifice, găsind trasee elegante, trasee care duc cu gândul la silueta florilor. Florin Ferendino a fost unul dintre pictorii constanți ai motivului floral. O face cu armonia și cu pregnanța care sunt caracteristici ale operei sale. Aurelian Broască s-a gândit în lucrările pe care le face la opera lui Nicolae Grigorescu și are o pensulație liberă și elegantă. Colegul nostru, Neculae Morărescu, prezintă de asemenea o operă de o frumoasă vibrație picturală. Tudor Mirescu realizează o instalație în care scara cu flori este chiar scară și florile sunt cele pictate, evident, pe pânzele care sunt atârnate de-a lungul acestei scări în miniatură. După cum avem prea frumoase lucrări de grafică. Ele sunt semnate de Loreta Lărinț Băluță cu aceste explozii florale, sunt semnate de Lelia Rus Pârvan, este vorba despre chipuri de fată trecute prin etape diferite ale luminii și ale zâmbetului interior. Avem de asemenea lucrări în care lumina primăverii este subiectul principal de investigație, iar aceste lucrări sunt semnate de cunoscuții pictori Laura Nistorescu Seniuc, Eugenia Leca Botezatu și Cătălin Botezatu. Iată așadar o expoziție frumoasă, o expoziție plină de căldură. Aș adăuga artiștilor deja menționați pe Constanța Dănilă, care pornește de la floare, construind un univers de conotații dintre cele mai alese. Iată așadar o expoziție pe care cei care doresc să găsească o clipă de contemplare pot să o viziteze cu un real folos pentru sufletul și inima lor. Expoziția este o răbufnire a primăverii. Bogata lume lăuntrică a artiștilor se împletește cu primăvara și izbucnește pe pânze în străluciri cromatice care ne bucură ochii. Amenajarea unei grădini este un proces complicat în care trebuie să țineți seama de o mulțime de criterii. În primul rând, trebuie să vă faceți o schiță și să stabiliți suprafața de gazon, aleile, zona cu flori, dar și spațiul de relaxare. Apoi trebuie să vă alegeți
stilul grădinii. În funcție de acesta, de gradul de însorire și de suprafață, vă puteți alege plantele, care trebuie să fie cât mai diversificate pentru a avea culoare în grădină pe tot parcursul anului. Grădina de față este un model de amenajare care poate să vă inspire și pe dumneavoastră. Se poate vedea că această grădină a fost amenajată cu dragoste de mâna unui profesionist. Impresionantă este diversitatea plantelor. Avantajul este, în primul rând, terenul mare de aproape 1000 de metri. De fapt, grădina arată ca un parc pe unde te poți plimba în voie, admirând în fiecare colț câte ceva. Inedit este faptul că numeroasele soiuri nu sunt plantate într-o ordine riguroasă, ci în combinații originale, alături de rododendron și conifere. De atracție colorate trebuie neapărat luate în considerație în amenajarea unei grădini. Acum încă ne mai putem bucura de splendoarea lalelelor într-o multitudine de soiuri și culori. Această grădină armonioasă în ansamblul ei are numeroase colțuri de vis care trebuie redescoperite mereu.
La amenajarea unei grădini trebuie să țineți cont de mici trucuri esențiale, cum ar fi faptul că, în prima linie, trebuie să stea plantele pitice, urmând în continuare plante din ce în ce mai mari și terminând cu arbori și arbuști. Planul superior fiind format din masivele vegetale, fie ele conifere sau foioase. Arborii și arbuștii extraordinar de frumoși și de bine plasați au transformat această grădină într-un adevărat paradis. Grădina trebuie să fie atrăgătoare în toate anotimpurile, așa încât aveți grijă să vă alegeți bine plantele. Noi vă recomandăm să folosiți plante anuale. După veștejire, ele vor fi înlocuite de plante din anotimpul următor. Înainte de plantare, este bine să afânați stratul și să-l eliberați de buruieni. Dintre principiile de bază ale proiectării unei grădini îl constituie volumul. Folosind contrastul dintre umbră și lumină, dar și unele spații de interes activ sau contemplare, reușim să obținem o reacție de plăcere și relaxare. Suprafețele liniștitoare, peluzele, ochiurile de apă, luminile filtrate de vegetație au fost tratate ținându-se seama de dimensiuni. În grădină există câteva puncte de interes care îți captează atenția. Oglinzile de apă, fântâna decorativă cu statui, rocăria din mijlocul curții, ori șopronul rustic, amenajat ca un mic muzeu al satului. Foarte atrăgătoare este și cărarea pietruită care șerpuiește până în fundul grădinii, iar băncuța din jurul fântânii este un loc numai bun de admirat grădina. Thank you.
Indiferent de suprafața grădinii și de bugetul alocat, ea trebuie amenajată astfel încât să vă simțiți bine și să puteți uita de stresul cotidian.